Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit! Alături de mine, în studioul Clar TV, se află profesorul Nicolae Zaharia, fostul director al Liceului Teoretic Dan Barbilian, actual viceprimar al municipiului Câmpulung. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur tare mult că ați găsit timp să fiți alături de noi pentru câteva minute, astfel încât câmpulungenii și nu numai să vă cunoască mai bine. Să știți că timp există întotdeauna, depinde cum ți-l planifici. Există o stereotipie în zona asta, lumea politică, și mă refer așa la nivel înalt. Și e un leitmotiv. N-am timp. Dacă ți-l planifici, eu zic că există timp. Cred că dă bine să spunem tot timpul că suntem ocupați, că avem o preocupare și că nu avem timp la dispoziție pentru ceea ce poate ar trebui să facem. Sau așa ne este. Place să facem. Așa este. Cred că soluția întotdeauna este planificarea. Dacă îți planifici ceea ce faci foarte bine, cu siguranță nu va mai veni un răspuns de genul acesta că nu există timp, dar sunt și situații, într-adevăr, când apar fel de fel de probleme și atunci este inerent, eu știu, răspunsul acesta. Da, care dau programul peste cap. Da. Dintotdeauna ați fost așa un om care și-a planificat timpul și treburile zilnice? Probabil și profesia pe care am avut-o și mai am în continuare, m-a determinat să fac lucrul acesta și acesta este și sfatul pe care l-am dat copiilor întotdeauna. Succesul este 80% garantat dacă îți planifici foarte bine timpul și deseori le spun, nu învățați haotic, planificați-vă ce aveți pe fiecare zi până la un examen. Adică cred că întotdeauna planificarea este soluția succesului. De altfel, vedem lucrul ăsta în societățile vest-europene. Dacă mergem și în Japonia, acolo planificarea este esențială în orice acțiune. Dacă nu planifici foarte bine, cu siguranță nu vei avea nici timp și nici nu vei duce la bun sfârșit ceea ce ai început. Credeți că este bine să avem un scop? În permanență un scop. Poate ni-l atingem, să ne propunem altul și altul. Este absolut normal să ai idealul în veci neatins. Dacă ai un obiectiv, da, pentru săptămâna viitoare, pentru luna viitoare, pentru anul următor, e absolut normal să apară altul. Deci nu poți trăi fără lucrurile astea. În momentul în care nu ai niciun obiectiv, atunci evident că trăiești de pe zi pe alta. S-ar putea să fii fericit dacă intrăm într-o zonă filozofică în care se spunea că fericirea constă în lipsa de pasiuni. Depinde de fiecare dintre noi ce filozofie abordăm, dar evident că întotdeauna ai un anumit obiectiv, un anumit scop pe care îl urmărești. S-ar putea să-l atingi mai repede, s-ar putea să-l atingi mai puțin repede, mai greu, dar e foarte important să urmezi calea spre acel obiectiv. Sunt și persoane, în general foarte mulți tineri, care spun, lasă că vedem ce ne oferă ziua de mâine. De aceea am pus o astfel de întrebare. Da, este, din punctul meu de vedere, o idee care nu te poate duce către atingerea obiectivului. Știm bine că și în facultate erau anumite minciuni pe care le spuneau studenții și anume, de mâine mă apuc de învățat, dar cam toți se apucau în sesiune, dar vorbind totuși de o perioadă a formării noastre profesionale în care lucrurile stăteau altfel. Dacă ne raportăm, spre exemplu, eu știu, la elevii de gimnaziu, la elevii de liceu, ei nu trebuie să considere lucrul ăsta ca fiind o regulă pentru succes, ci trebuie să învețe zi de zi, adică zi de zi trebuie să faci ceva pentru a atinge obiectivul. Zi de zi trebuie să faci ceva pentru a, eu știu, pentru a face ceva frumos, da? Să faci ceva frumos, să citești ceva frumos, să auzi ceva frumos, spunea filozoful Goethe. Adică e bine să nu treacă o zi fără să faci ceva frumos. Chiar să spui o vorbă frumoasă, să nu reacționezi imediat la, eu știu, la ură, la eu știu ce fel de răspunsuri. Regula celor 10 secunde. Numărăm 10 secunde și pe urmă acționăm. Da, e bine să nu acționez. Eu nu sunt, să știți că nu, chiar nu sunt un om care să reacționez așa atunci când mi se răspunde într-un anumit fel. Cred că este bine. Sunt convins de lucrul ăsta și, să spunem așa, experiența mi-a dovedit. Ce zodie sunteți? Gemeni. Credeți în zodii? Nu. 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 Nu v-ați gândit niciodată că poate sunt influențe care v-au generat această stare calmă? Da, nu cred. E posibil să fie anumite influențe, dar nu cred în lucrurile astea.
Cum a fost copilăria dumneavoastră? De mic ați fost așa cumva ghidat sau ați fost de unul singur pornit pe un drum așa așezat, calm, să cântăriți lucrurile, să nu luați decizii pripite? N-am fost dintotdeauna așa. Deci n-am fost dintotdeauna așa. Eu știu, cariera de dascăl, de profesor, te determină să fii mai așezat cu copiii, să fii foarte atent ce le spui copiilor și să încerci să reprezinți un model pentru copii. Deși trăim într-o societate în care copiii își caută modelele în altă zonă, eu cred că fiecare dintre noi avem datoria, cel puțin cadrele didactice, avem datoria de a face tot ceea ce ne stă în putință ca noi să reprezentăm modele pentru copii. Într-adevăr, este foarte greu. Este foarte greu pentru că nu le spui copiilor anumite lucruri. Noi, de multe ori, le spunem lucruri dintr-o perspectivă teoretică. Trebuie să te comporți așa, trebuie să faci așa și îi convingi. Dar problema apare în momentul în care îi pășesc în societate și văd cum funcționează societatea. Și atunci, între ceea ce îi spui tu ca și cadru didactic și ceea ce vede el în societate, evident că este mult mai aproape ce vede el în societate. Revenind la întrebarea dumneavoastră, copilăria mea a fost o copilărie normală, n-a fost ceva extraordinar. Un lucru a fost foarte clar în familia noastră și anume acela: dacă nu vei învăța, nu vei ajunge om mare, să spunem așa. Și asta este soluția sigură către succes, și anume să înveți, că nu există altă soluție. Să știți că în perioada comunistă, eu am prins foarte puțin în această perioadă comunistă, dar cel puțin dacă ne raportăm așa la mediul rural, ne aducem aminte că câțiva copii din comuna respectivă, din satul respectiv, ajungeau să meargă la facultate. Nu sunt atât de multe facultăți cum sunt astăzi, iar eu mi-aduc aminte când m-am pregătit pentru facultate, am făcut-o într-un mod foarte serios și era pentru mine un vis să ajung student. Mi-aduc aminte când mergeam la București, termina facultatea de istorie la Universitatea din București, mi-aduc aminte când mergeam la București cu trenul, îi vedeam pe studenți în tren, mă uitam la ei cu admirație, dădeam așa un jur pe lângă Universitatea din București și mă gândeam, Doamne, voi ajunge și eu aici la Universitatea din București? Și s-a întâmplat lucrul acesta, dar tot așa, prin muncă, lucrurile planificate, dar erau totuși alte vremuri. Atunci erau puține universități și mai puțini studenți și probabil că și de aici mândria de a fi printre cei așa care este. Ajung. Erau puține universități, dar asta nu înseamnă că ceea ce se întâmplă astăzi nu este în regulă. Creșterea numărului de studenți a venit și pe fondul acesta de aderarea României la Uniunea Europeană. Au fost niște condiții acolo să ai un anumit număr de studenți raportată la populația României. După aceea, evident, a venit așa și o infuzie de universității în toate orașele, dar asta nu înseamnă că trebuie să aruncăm așa o anatemă. Până la urmă, copilul, studentul, dacă vrea să învețe, o face oriunde. Eu nu mă încadrez în acea categorie, chiar dacă am terminat Universitatea din București, masterat, un doctorat, nu fac parte din acea categorie din care să etichetez. Eu știu, poate cineva a terminat o universitate particulară. Nu este niciun fel de problemă. Dacă tu ești autodidact și dacă ai fost preocupat de a învăța, o poți și face acolo, oriunde. Și acolo evident, se poate și acolo. Evident că și la universitățile de stat și astăzi sunt studenții slabi, da? Lucrurile sunt foarte clare, având în vedere și faptul că sunt universități care nu, cea mai mare parte a numărului de locuri nu sunt plătite, sunt nebugetate de la bugetul de stat, deci cu taxă. Așadar, lucrurile astea sunt reale, dar să știți că nu sunt numai la noi. Cred că sunt peste tot și chiar dacă sunt mai slab, totuși ies cu o pregătire superioară nivelului de liceu. Absolut, absolut. Cu ceva tot rămâne. Depinde de fiecare dintre noi. Așadar, depinde un copil poate să învețe oriunde. Nu am fost și nu voi fi niciodată adeptul acelor persoane care se laudă, să spunem așa, am terminat un anumit liceu, am terminat o anumită universitate. Bun, este foarte bine, dar datoria ta este să te ridici la nivelul instituției unde îți desfășori activitatea. Și a diplomei pe care ai obținut-o.
Da, poți să ai o diplomă. Eu cunosc oameni care au terminat universității de prestigiu, dar din mediul educațional, dar nu sunt foarte buni profesori. Că trebuie să o spunem pe șuleau. Ce le lipsește acestora? Păi, nu știu, le lipsește... Poți să ai foarte multe cunoștințe. Deci, misiunea asta de dascăl, cum să spun, este condiționată de capacitatea ta de a transmite ceva din ceea ce știi tu. Sunt și profesori universitari și profesori din mediul preuniversitar foarte bine pregătiți. Știu foarte multe lucruri, dar este important ce transmiți. Dacă reușești să transmiți ceva din ceea ce știi tu, pentru mine asta înseamnă că ți-ai îndeplinit misiunea de dascăl. Evident să ai și acea apropiere de copii, dar depinde cum faci acea apropiere. Trăim vremuri în care în școala românească, cred că în mediul didactic, în rândul profesorilor, cred că o replică des întâlnită este aceea că, domne, copiii de astăzi nu mai sunt respectoși, nu mai sunt cum erau. Nu sunt de acord deloc cu lucrul acesta. Depinde ce faci tu. Depinde ce faci tu ca și cadru didactic pentru a obține respectul din partea copiilor. Și depinde de relația pe care o stabilești cu elevii și cu copiii. Adică nu trebuie să fii preocupat permanent de a te face plăcut, de a fi plăcut în fața elevilor prin anumite lucruri mai puțin decât cele didactice. Trebuie să fii un om serios, trebuie să fii un om care să-ți faci treaba cu dedicație la catedră, că altfel nu vei primi respect. Cum ați fost ca elev? Ca elev am fost un elev, dacă m-aș raporta așa până la 10, la istorie am fost de 10, am mai fost pe la matematică, pe la logică, dar undeva așa 8-9, dar am fost un elev normal. Nu am avut lucruri așa extraordinare și întotdeauna mi-a plăcut să mă înscriu în normalitate. Da? Chestia asta cu ce mi s-a întâmplat mie în liceu, în facultate, nu mă încadrez în acea categorie, n-am făcut lucruri wow ca să... Un copil normal, un elev normal, un student normal, un om normal, să spunem așa. Cum ați descoperit istoria ca materie preferată? Și cum ați văzut-o atunci când erați copil și cum este acum aceeași istorie? Istoria a devenit materia preferată pentru că este așa o tradiție în familie. Eu l-am avut profesor de istorie pe fratele meu. Mi-a fost profesor de istorie, am participat la olimpiadele de istorie și la terminarea liceului am avut 3 opțiuni. Să merg la istorie, să merg la matematică sau să fac dreptul. În cele din urmă am ales istoria pentru că aveam exemplul apropiat. Mă rog, astăzi cu elevii, când îi mai consiliem așa ce facultăți să urmeze, domn profesor mă duce la istorie, păi zic, e foarte bine dacă merge, adică ai mai multe oportunități, e o facultate care îți oferă o cultură generală destul de solidă. În cele din urmă am ales istoria, pentru că aveam exemplul cel mai apropiat de mine, dar între timp, în anul 2 de facultate, am intrat și la drept. Dar era acea lege că trebuia să plătești a doua facultate. Și n-au avut părinții mei bani să-mi dea pentru a doua facultate. Și am renunțat la drept și am continuat cu istoria. Și a fost foarte bine. A fost foarte bine. Nu ați ales greșit și nu regretați alegerea? Absolut deloc. Dacă aș da timpul înapoi, aș face același lucruri. Sunt ghidat de ideea de a nu regreta nimic și de a face tot ceea ce pot acum. Mai ales că rezultatele au fost bune, frumoase. Da, nu au fost alegeri care să aducă rezultate mai puțin plăcute. Repet, am ales cariera de dascăl, mi-a plăcut lucrul ăsta și l-am făcut cu mare drag și întotdeauna când mă duc în fața elevilor mă simt extraordinar. Și mă simt extraordinar pentru că îi văd atunci când ei mă înțeleg pe mine. Nu vă consideră dur? Probabil uneori da. Probabil uneori da. Și vreau să spun că în cariera mea de profesor de istorie de aproape 20 de ani,
aproape se fac 20 de ani, chiar anul ăsta avem revederea de 20 de ani la Universitatea din București, chiar pe 26 iunie, să știți că am avut și această preocupare de a afișa o anumită imagine în fața elevilor, pentru că dacă ar fi să fim întotdeauna naturali, nu știu dacă lucrurile funcționează în mediul educațional. Și probabil că așa cultivat, v-ați impus și respectul. Da, am fost preocupat nu neapărat de duritate, de un anumit grad de seriozitate totuși. Și am văzut că lucrurile au funcționat. Când am cultivat așa la mine treaba asta de seriozitate, am văzut că lucrurile funcționează și niciodată n-am abdicat de la ea. Și după aceea, evident că a devenit așa un automatism și repet că ce faci tu, aia primești. Atâta timp cât tu tratezi cu seriozitate actul educațional, să știți că răspunsul, feedback-ul din partea copiilor este pe măsură. Vreau să vă spun că în 20 de ani de învățământ eu n-am avut nicio problemă cu vreun elev. Adică să intru în conflict. Evident că mai sunt nemulțumiri de ambele părți, dar ele au fost rezolvate într-un fel sau altul. Dar niciodată n-am avut probleme cu elevii și cu siguranță nu o să am. Ați spus că profesorul dumneavoastră a fost chiar fratele dumneavoastră. Asta înseamnă că există o diferență... De 10 ani. Da? Da, de 10 ani. Și cum s-a păstrat această relație? Profesor-elev, iar acasă totuși era fratele. Da, tot chestiunea asta de seriozitate nu exista. Nu a ținut cont că la bancă sau în bancă este fratele mai mic. Absolut, absolut deloc, pentru că din momentul ăla evident că nu mai avea niciun fel de autoritate în fața celorlalți elevi. Adică lucrurile sunt foarte clare. Și nu vă supărați atunci când poate v-a ascultat și nu erați pregătit suficient? Nu îi spuneați acasă, puteai și tu să mă treci cu vederea astăzi? Nu m-am supărat și acum mi-aduc aminte, eram în clasa 12-a. Niciodată nu spunea că mă ascultă, ar fi fost ceva sub orice critică. Mi-aduc aminte în clasa 12-a, cred că am luat o notă mică la istorie și acum mi-aduc aminte, era vorba despre tratatele de pace de după război de independență de la San Stefano și Berlin și nu le aveam pregătite așa cum trebuie. Și normal, nota a fost pe măsură. Absolut, era absolut normal. Dar asta trebuie să se întâmple și astăzi, adică în momentul în care îl asculți pe elev, da, și eu le spuneam lucrurile astea, să știi că eu te-aș ierta, nu ți-aș pune nota astăzi. E uman, da? E uman. Dar ce fac că trebuie să ieri și pe ceilalți 30? Și eu nu mai apuc să pun note. Tot iertăm în fiecare zi că sunt absolut, alții și alții. Absolut, dar aici este problema, pentru că noi trebuie să cultivăm lucrurile astea. Da? Adică trebuie să spun o notă. Și atunci când pășești în societate, trebuie să știi că atunci când greșești, trebuie să suporți consecințele. De fapt, asta este misiunea școlii. Dincolo de informațiile pe care noi le transmitem, trebuie să transmitem și valori, trebuie să transmitem și principii și să pregătim copii care să pășească în societate așa cum trebuie, prin respectarea principiilor, prin respectarea valorilor, prin respectarea legii, da? Pentru că vedem ce se întâmplă în societatea românească, nu? Și evident că școala are un rol esențial. Când ați ajuns pentru prima dată la catedră? Acum 20 de ani. În 2020, în 2001, suntem în 2020, da. Deci acum 20 de ani. Și ați întâlnit prima serie de elevi, prima cu o mică diferență de vârstă între dumneavoastră și aceștia. Cum a fost primul an în care ați predat? Primul an a fost un an un pic mai complicat, evident că erai foarte tânăr, foarte apropiat de ei, dar de totuși la început... Totuși erați un copil. Da, de la început mi-am propus să mă impun în fața elevilor. Dar printr-o singură cale și anume de a da ce e mai bun de la tine. Nu altfel, exclus să țipi la elevi, să te apuci să le dai note proaste din prima, nu, să dai ceea ce este mai bun. Elevul, să știți că te simte. Elevii din momentul în care ai intrat în clasă, ei te simt imediat. Ai deschis gura, ei te-au simțit imediat. Deja din primele 2-3 ore apare sau nu apare respectul față de profesorul respectiv, să știți, prin modalitatea ta de a transmite informațiile. Și în același timp am fost de la început ghidat de un lucru. Poți să fii bun de 10 ori, vine cineva la tine și nu-ți faci treaba cum trebuie și atunci gata.
aruncă anatema asupra ta și spune ăsta nu este bun. Norocul meu a fost acela că încă de la primele ore, în mod inopinat, a venit inspectorul general, a deschis ușa în primele ore, lucrurile funcționau așa cum trebuie și atunci permanent mi-am spus, trebuie să-ți faci treaba întotdeauna, nu poți să știi cine-ți intră la oră. Păi ce făceam eu atunci dacă intra inspectorul general, te găsea, stăteai degeaba sau eu știu ce făceai la catedră? S-a schimbat învățământul de atunci până acum? S-a schimbat învățământul de atunci până acum. Dacă ne raportăm la momentul în care eu am intrat în învățământ, s-a schimbat pentru că evident avem această infuzie de tehnologie. Acum mai nu avem și învățământul online, deci lucrurile s-au schimbat, să spunem așa, din perspectiva asta, într-un mod radical. Dar copiii sunt aceiași. Copiii sunt extraordinari. Atunci când am simțit ceva, întotdeauna m-am uitat la mine. Întotdeauna am încercat să văd unde am greșit eu. Și după aceea m-am dus spre elevi și am încercat să caut și la ei cauzele, poate, eu știu, ale unor momente în care lucrurile nu au mers așa cum trebuie. Dar întotdeauna m-am uitat la mine și de fiecare dată îmi făceam și îmi fac așa o analiză a zilei și văd unde am greșit și încerc să nu mai greșesc. Atunci când ceva nu merge în relația cu ceilalți, în relația cu elevii, să înțeleg că vă faceți o analiză absolut proprie, absolut, și abia apoi căutați la celălalt. Absolut. Și dacă am greșit, încerc să îndrept greșeala respectivă imediat. Asta se întâmplă și în viața cotidiană acum. Dacă greșești ceva, n-am niciun fel de probleme de a-mi cere scuze, nu sunt un om orgolios, nu sunt un om complexat, nu vreau să afișez absolut nimic, da? Și dacă se întâmplă, îmi cer scuze fără niciun fel de problemă și vreau să fiu împăcat cu mine în fiecare seară atunci când mă culc. E un lucru extraordinar. Ați avut momente când elevii au chiulit și trebuia să gestionați și această situație. Și vă raportați la evenimentele când dumneavoastră ați fost elev și poate ați chiulit. Da. Cum ați... Păi, spre exemplu, și eu am chiulit, normal, în liceu. Sunt convinsă. Dar nu chiuleam de la acel profesor care știam că are măsuri pe care le puneam în practică în urma acțiunii mele. Nu chiuleam. Pentru că asta se întâmplă. Puțini elevi chiuleau, acum nu mai am multe ore, de la orele mele, pentru că știau foarte clar că se va întâmpla într-un fel sau altul să iau măsuri. Măsurile erau unele normale. Cum îi pedepseați, de exemplu? Nu îi pedepseam. Nu îi pedepseam. Evident că urma o ascultare. Ce să facem? Adică, domnule, dacă ai plecat într-un mod justificat și profesorul știe de tine, dirigintele știe de tine, directorul știe de tine, prin discuțiile cu părinții, este în regulă. Dar dacă nu, elevul trebuie să știe că va avea de suportat consecințele, care ele sunt normale. Adică niciodată nota nu trebuie să fie influențată de comportamentul tău. Nota trebuie să fie influențată de ceea ce știi tu ca elev. Da? Lucrurile sunt foarte simple, dar trebuie să fii consecvent. Trebuie să te ții de reguli. Dacă te ții de reguli, lucrurile sunt extraordinare cu elevii și cu copiii. Nu ai niciun fel de problemă. Dar trebuie să dai tot ce poți tu mai bun. Ați fost și director câți ani la liceu? Păi am fost 8 ani de zile, 8 ani și ceva. Da. Dincolo de clasele pe care le aveați, elevii cărora le predați, ați avut cu siguranță de rezolvat situații în afara orelor, pentru că erați director, poate veneau profesorii să vă spună anumite situații sau elevii. Până la urmă aveți, să zicem așa, legături cu toate clasele și absolut, cu toți profesorii. Absolut. Cum se întâmplă toată această gestionare, astfel încât să fiți prieteni și cu cadrele didactice, să nu vă îndepărtați nici elevii, să vă mențineți principiile despre care ați vorbit? Depinde ce vrei să faci. Dacă vrei să faci într-adevăr lucruri, da, care să se întâmple și care să fie vizibile, atunci trebuie să te implici. Și nu este deloc simplu, trebuie să o spunem din capul locului, pentru că cineva din afară poate să spună, care n-a trăit o experiență de un anumit gen, că lucrurile sunt simple. Ei, nimic cam nu este simplu. Dacă te implici și vrei să faci ceva frumos și ceva care să se vadă. Dar trebuie să fii ghidat și aici de o serie de principii. Ca să ai o legătură frumoasă cu colegii, ca să ai o legătură corectă și frumoasă și cu elevii. Vreau să vă spun că primul lucru pe care l-am făcut atunci când eu am luat director,
am spus în fața colegilor mei că nu vreau să vină niciun coleg la mine care să-mi vorbească de rău vreun alt coleg. Să nu cumva să vină cineva. Nu există așa ceva. Suntem cu toții colegi și cum să facă un cadru didactic un asemenea lucru. Și am insistat la început pe acest principiu și lucrurile au mers extraordinar. Au respectat această cerință. Era absolut normal. Era absolut normal. Dar mi se pare o chestiune de bun simț să se întâmple lucrul acesta. Dacă ai o problemă, da, trebuie să o spui. Dacă te simți într-un anumit fel, trebuie să o spui. Și e foarte important atunci când te duci la serviciu, de orice fel, nu, e bine să te duci cu plăcere la serviciu respectiv, pentru că ești și eficient, faci exact lucrurile mult mai simplu, nu o iei ca pe o povară. Și eu am fost ghidat de lucrul ăsta. Nu, eu și colegii mei să mergem la școală și asta să nu reprezinte o povară. Păi tu dacă acolo ai creat un climat tensionat, dacă tu acolo încerci să pui urechea la ce zice X, ce zice Y, evident că nu vei face un colectiv închegat și nu vei determina un climat frumos în care să-ți desfășori. Absolut. Asta a fost o măsură, un principiu pe care l-am enunțat din prima. Și în același timp nici nu trebuie să fii preocupat să te placă toată lumea. Că dacă ești preocupat să te placă toată lumea, lucrurile nu vor merge deloc bine. Iar în ceea ce privește cum elevii, lucrurile au mers bine, pentru că și acolo trebuie să ai seriozitate, trebuie să ai punctualitate, trebuie să faci lucrurile așa cum trebuie, pentru că se mai întâmplă ca în rândul copiilor tu să fii un model și atunci e bine să nu eșuezi în treaba asta. Iar de fiecare dată când aveam întâlniri cu copiii, cu consiliul elevilor, de fiecare dată le spuneam, nu vreau să-mi spuneți ce merge în școală, vreau să-mi spuneți ce nu merge, ce nu e bine, și copiii spuneau fără niciun fel de problemă. De obicei copiii sunt mai deschiși dacă li se permite absolut. Fie sinceri, cu siguranță. Da, și de foarte multe ori din rândul copiilor vin lucruri extraordinare, așa cum pot veni din partea tuturor oamenilor dacă există un canal de comunicare foarte bun și sinceritate. Și sinceritate și în același timp să nu ai tu preocuparea că ceea ce faci tu și ceea ce spui tu reprezintă judecăți universale. Pentru că dacă pornești de la ideea asta, eșuezi. Deja nu mai contează ce absolut, absolut. Ce vă deranjează cel mai mult la oameni, la cei din jur? Păi ce mă deranjează cel mai mult la oameni este chestiunea aia, discuți ceva, se duc în altă parte, plimbă vorba, așa, o chestiune de asta care determină neîncredere. Eu sunt extrem de selectiv în ceea ce privește, nu știu, oamenii din jurul meu și elementul esențial este încrederea și cuvântul dat. Dom'le, dacă ai spus un lucru unui om, trebuie să te ții de cuvânt. Da? Și în același timp, sinceritatea. Dar cred că ceea ce ne lipsește foarte mult este încrederea în celălalt și cred că este cea mai mare problemă a societății noastre, lipsa de încredere, și cred că lipsa de încredere determină eșec în foarte, foarte multe proiecte, pentru că de multe ori atunci când se întâlnesc doi oameni, cred că dacă nu în mintea amândurora, cel puțin în mintea unuia, apare ideea de neîncredere. Cred că ăsta vrea să mă păcălească. E ceva ascunde la mijloc. Ceva, da. Nu, domnule, nu se urmărește poate. E ceva la mijloc. Ceva. Exact. Deci din momentul ăla, tu ai pornit greșit la drum. Pentru mine este foarte clar. Dar probabil... Dar și acordarea încrederii tuturor și răspunsul să nu fie pe măsură. Ei, evident, la un moment dat, evident că nu putem să mergem așa pe încredere totală. Cred că experiența de viață ne determină să ne dăm foarte repede seama de oamenii cu care colaborăm, dacă sunt oameni de încredere sau nu sunt oameni de încredere. Așa cum vorbeați despre selecția pe care o faceți cu cei din jurul dumneavoastră, aveți prieteni mulți? Nu am prieteni foarte mulți. Cum vă petreceți timpul liber? În afară de orele de la școală, acum și primăria. Vom vorbi și despre primărie ulterior. Cum vă petreceți timpul liber? Păi orele care îmi sunt libere, le petrec acasă cu familia, mai facem lecții, mai vedem ce s-a mai întâmplat pe la școală cu cei mici, îi mai ajutăm și doi băieți aveți. Am doi băieți, da, și timpul liber facem lucruri normale.
atunci când prindem un weekend, fie mergem la țară, fie alături de prieteni facem așa un weekend împreună, dar întotdeauna încadrat așa în limitele normalului și întotdeauna am fost preocupat să nu trecem. Văd foarte, foarte liniștit și foarte calm și mă tot gândesc, ați fost vreodată un copil zburdalnic, un adolescent, da, rebel poate e mult spus, dar... Da, să știți că până în primii ani de învățământ, cred că aveam un temperament coleric. Mi-aduc aminte, primii ani de învățământ reacționeam destul de repede așa în anumite contexte, dar niciodată cu copiii. Am avut de la început preocuparea asta de a fi calm în fața elevilor, de a nu reacționa într-un anumit fel. Dar ulterior lucrurile s-au mai schimbat și am văzut că trebuie să fii un pic mai așezat, trebuie să fii un pic mai calm, trebuie să fii altfel. Asta am considerat eu și în anumite momente mi-a ieșit, în puține momente nu mi-a ieșit, dar Nu simțiți nevoia să faceți și lucruri nebunești, lucruri venite așa la moment, negândite? Mai sunt lucruri pe care le faci ad hoc, dar un lucru nebunesc pe care l-ați făcut în copilărie, în adolescență sau chiar și acum, familist fiind, ceva ce poate chiar și pe dumneavoastră v-a surprins? Chiar nu mi-aduc aminte un lucru. Mi-aduc aminte ceva din școala primară. Am avut un învățător extraordinar din punct de vedere didactic, dar extrem de dur și extrem de rău. Știm foarte bine că în timpul regimului comunist se bătea în învățământul românesc. Se ne puneau la punct. Exact. Și mă întorceam acasă și era o zi de iarnă și nu știu ce am făcut cu un bulgăre de zăpadă, am spart un geam la un vecin și a fost un mare tantam în ziua următoare la școală și s-a lăsat și cu bătaie. Da, v-a potolit. S-a lăsat și cu bătaie din partea învățătorului. Dar asta a fost. Acum nu mi-aduc aminte. Posibil să fi făcut lucruri așa ieșite din comun, dar în momentul ăsta chiar nu mi-l aduc aminte. Cu fetele cum ați fost? Întotdeauna am lucrat bine cu partea feminină. Și vedeți, și în învățământ, majoritatea este reprezentată de doamne. Eu am lucrat foarte bine. Ați fost un răsfățat având un colectiv bogat de doamne. Da. M-am simțit bine în rândul colegelor mele, oriunde mi-am desfășurat activitatea, pentru că ultima parte a fost aici la Dan Barbilian, dar și aici am fost un copil, un student normal. Uneori poate mai ieșeai din zona asta, pentru că viața de student era o viață foarte frumoasă. Eu am stat în Grozăvești. Și evident că la final de săptămână, dar nu numai, mai erau anumite chefuri, anumite petreceri la care participai, era foarte frumos în perioada aia. Nu erau toate tentațiile astea, nu erau tot ce vedem astăzi și de cele mai multe ori acțiunile de acest gen se petreceau în căminele studențești. Nu erau ca astăzi să mergem nu știu unde la... eu știu ce, cluburi, unii merg la cluburi să spună că au fost la cluburi, nu știu dacă merg pentru ei. Ați fi dorit să aveți o copilărie în vremurile astea? Ați fi fost altfel? Vă vedeți altfel? Nu știu dacă mă văd altfel. V-am spus, copilăria mea mi-a plăcut, a fost o copilărie normală. N-ați spus unde ați copilărit, în ce localitate? Eu sunt născut în Bogați. În Bogați, sunt 80 de kilometri până acolo, este la... limita dintre fostul județ Mușcel și județul Argeș, lângă Topoloveni. Acolo nu foarte departe de zona noastră. Da, este zona noastră, fostul județ Mușcel și am avut o copilărie normală în mediul rural, înconjurat de iubire, suntem câți patru frați. Patru. Toți băieți, da. Sau și fete? Trei băieți și o fată. A fost răsfățată sau dimpotrivă? Cine? Fata, sora. Eu am fost răsfățat că am fost cel mai mic și răsfățat de sora mea. Da. Care este mai mare decât mine. Deci chiar dacă a fost singura fată în familie, n-a avut nicio șansă să fie răsfățată. Da, eram eu cel mai mic și asta a fost.
Da, ați acaparat dragostea celorlalți. Da. Întotdeauna cel mai mic este mai Așa se răsputat. întâmplă, asta este. Suntem părinți și știți, când vorbim despre copiii altora, suntem extrem de exigenți și dăm Da, sfaturi. Și critici. Suntem foarte buni teoreticieni și critici. Adică, știi, eu n-aș face lucrul ăsta cu copilul meu. N-aș face, dar lucrurile nu prea se întâmplă așa atunci când ești în miezul problemei. Da? Exact. Și sunt copiii tăi și Cum este teoria să e fii tată de diferită. băieți? Este frumos și sunt preocupat de ideea asta pentru că din perspectivă psihologică, dar nu numai, băieții își cam iau un model tatăl și sunt preocupat de lucrul ăsta. Dar e frumos, e bine. Nu este mai greu, fiind băieți, nu sunt mai năzdrăvani. Nu, nu, cel mic este un pic așa mai năzdrăvan, că e cel mai Vă mic, este seamănă și vreunul dintre ei? răsfățat. Da, cel mic. Cel mic. Da. Deci ați fost totuși și năzdrăvan, dacă ați spus asta. V-am spus, păreți foarte calm, este mi-e foarte greu să-mi imaginez că ați făcut prostioare. Mă gândesc că tot timpul ați fost așa un copil liniștit, calm, pe care părinții nu prea au avut motiv să-l certe. Au mai fost certuri. Chiar acum mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte de taică-meu care aveam niște teme de făcut și nu știu, mi-a dat bani să-mi cumpăr niște pixuri și nu mi-am cumpărat pixuri. Mi-am cumpărat altceva și a fost scandal. A fost scandal. Pentru că nu ați cumpărat sau pentru că ați mințit? Și, că ați ascuns? Și una și alta, pentru că venea seara și n-aveam temele făcute. Și eu n-aveam temele făcute că n-aveam pix. Da? Era totuși perioada aia regimului comunist pe care noi aducem bine aminte, da? În care nu găseai nimic. Câți ani ați avut la Revoluție? Păi dacă sunt născut în 78 până în 89, 13 ani. Sunt, da, 13 ani. Da. Nu, sunt 11 ani, 78-89. Da, 11 ani. Da, 11 ani. Da, au fost ani petrecuți în timpul regimului comunist și știm că nu se găseau și mi-aduc aminte, cred că cu banii respectivi, nu știu ce am făcut, mi-am cumpărat o prăjitură sau mai multe prăjituri, că abia se aduceau, știți, erau cooperativele alea în care aveai și cofetărie, aveai și bufetul, le aveai pe toate acolo. Și librăria că era tot în incita respectivă. Și librăria, dar nu prea ce nu să cumperi de la... Cu nu, nu aveai ce să cumperi de la librărie. Nu, mă gândeam la pixurile pe la care pixurile, trebuia să da. Vi le cumpărați. Și am cumpărat altceva și a fost un scandal destul de mare, că nu mi-am cumpărat. Pentru că chiar dacă părinții mei au fost niște părinți normali, dar exista în familie această preocupare de a învăța carte și de a face facultăți. Mi s-a cerut și de a chiar face poate facultăți. Mi s-a creat da, posibilitatea aceasta. Era un lucru extraordinar. Totuși, știm foarte bine, dacă ne raportăm totuși la vremurile alea, să ai facultate pe vremurile alea nu era... Bine, prima dată a fost fratele meu și după aceea. Ați urmat și ceilalți. Da, da. Ați avut ezitări în a minți atunci când ați fost copil, în a nu spune adevărul pentru a evita o ceartă sau poate cu siguranță, o... Da. Cu siguranță. Cu siguranță, mai ales atunci când să eviți o ceartă sau eu mai știu ce, cu siguranță am mințit, dar era într-un sens constructiv. Dar astăzi am un principiu că cea mai frumoasă minciună este adevărul. Pentru că nu-l uiți niciodată, asta le spun și elevilor. Măi, mă uit la tine, să știi că îmi dau seama foarte repede dacă mă minți. Spune, domnule, adevărul, nu se întâmplă absolut nimic. Lucrul acesta l-aud mereu, l-am auzit mereu de la părinți, de la profesori. Da. Se vede pe fața ta când minți, chiar se vede sau da, este doar da, un da, text da, pe care îl folosiți? Pe elev. Dacă te uiți în ochii lui, l-ai simțit imediat. L-ai simțit imediat și e bine să spui adevărul. E bine, deci, pentru că nu-l uiți niciodată. Nu ai cum să uiți adevărul. În momentul în care ai mințit, îmi spui mie ceva, îi spui celuilalt altceva și e clară situația. Până la urmă da. Te dai de gol singur. Absolut. Cam de câte ori ați putea trece cu vederea o situație de genul acesta? Sau din prima taxați? Minciuna? Minciuna, ezitarea, să nu-i spunem neapărat, că poate doar ezită, doar ocolește adevărul. Acum că poate... știți cum este, că și aici e la fel cu compromisul. Depinde de nivelul de compromis, depinde de nivelul de, știu, consecințele pe care le au minciunile respective. Da? Toți o facem până la urmă, dar depinde de nivelul minciunii respective și de consecințe. Da? Și elevii mint și astăzi.
uneori sunt minciuni atât de puerile încât de foarte multe ori nici nu mai reacționezi. Adică ai înghițit-o ta și gata, asta este situația. Chiar era o glumă recent folosită de tinerii din Câmpul Lung. Mergeau de obicei la școală și spuneau a murit bunica, a murit bunicul. Da. În ultima perioadă, fiind această pandemie și cazuri foarte multe de deces și foarte multe semne de întrebare în urma unui deces, foarte mulți evitau. Chiar dacă le murea bunica, spunea nu a murit nimeni, suntem toți sănătoși. Să știți că sunt situații de genul acesta. Mi-aduc aminte... Aveam niște reguli destul de stricte cu scutirile elevilor, trebuia să treacă pe la mine, luam legătura cu părinții și așa mai departe și mi-aduc aminte că am avut un elev care mi-a spus că mama lui este bolnavă, are o operație de făcut și așa mai departe și atunci mi-a fost și genul, nu mai sun, ce să mai sun, e deja... săraca femeie are probleme și... N-am mai sunat și la un timp m-am întâlnit cu doamna și zic, doamnă, cum v-ați recuperat? Care a fost situația? Păi ce, că nu s-a întâmplat nimic, da? De ce să mă recuperez? Se apelează și la situații de genul ăsta, da. Dar nu, da. Treci cu vederea, ce să faci? Ați fost pus în situația în care să fiți nevoiți să chemați la școală părinții? Cu siguranță, cu siguranță, dar au fost situații des întâlnite și sunt absolut normale. Ce a fost mai greu, normale? Să potoliți copilul sau părinții? Păi s-au mai fost și situații în care părinții spuneau, domnule, n-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac și încercam ambele părți să colaborăm astfel încât să găsim o soluție constructivă. Dar de cele mai multe ori prin comunicare și în același timp încercând să transmit mesajul acela foarte clar că tu ești acolo, profesor, director, ce ești, pentru tine, pentru ele, pentru tine ca părinte. Și atunci lucrurile, să știți că merg bine. În momentul în care părintele, elevul simte că ceea ce faci tu o faci cu drag și o faci în interesul lui, să știți că lucrurile pot funcționa și putem intra pe un făgaș normal. Ați avut un moment care v-a adus o maximă fericire, ceva care să vă încânte atât de mult și am să avut fie surprinzător? Am avut două momente. Acum era momentul din perspectivă educațională și din perspectivă profesională, cel mai frumos moment a fost acela când am intrat la facultate. Îmi aduc aminte, nu mai vorbesc de faptul cât am muncit, pentru că era concurență la Facultatea de Istorie din București, la Universitatea din București era o concurență foarte mare, nu mai știu cât erau pe loc, 4-5 pe loc. Ați făcut pregătire separat? Sau doar? Nu, n-am făcut. Era fratele meu profesor de istorie. Era suficient. Da, nu, am doar făcut, la istorie, celelalte da, materii. Da, dar n-am făcut. Nu, n-am făcut. Nici pentru admitere, nici pentru bacalaureat. A fost un moment extraordinar pentru că mi-am dat seama că momentul ăla îmi poate oferi succesul în viață și eram convins de faptul că intrând la facultate mi se vor deschide foarte multe uși. Nu pot să uit niciodată momentul ăla. Venind din mediul rural, era admiterea în august, cred că a fost admiterea, da, cred că a fost admiterea în august, când a fost acel accident cu prințesa Diana în 1997. Atunci a fost, mi-aduc aminte, proba de admitere și după aceea a trecut ceva vreme până au venit rezultatele și mi-aduc aminte că eram în piața Sălăjan. Eram în piață, vindeam fructe de la țară, mergeai cu fructe pe piață, prune, pere, ce aveam acolo. Ați fost și muncitor. Da. Nu numai silitor da, la școală. Da. Mi-a plăcut munca și mi-a plăcut să câștig banii în perioada facultății și am muncit și în perioada facultății. Și eram pe piață în Sălăjan și am luat metrou de la Sălăjan până la universitate și când am coborât la universitate am văzut în fața facultății de istorie lumea acolo, buluc, zic că cred că s-au afișat rezultatele. Nu era ca acum să... Pe internet. Poate canalele cel mult un telefon fix să sune un cineva telefon fix, și da, să anunțe. Să sune cineva, să te sune, vezi că ai intrat și așa mai departe. Și când am urcat de la metrou de la universitate, am văzut așa în față la facultate lume multă și zic gata, s-au afișat rezultatele și în momentul ăla mi s-au tăiat picioare, n-am mai simțit nimic. Și evident, când te-ai văzut acolo admis, din prima aveați știam vreun colegi... Aveați gând că puteați să nu fiți admis? Da, cu siguranță. Mic. Cu siguranță, da. Mă gândeam și la lucrul acesta. Ce ați făcut în această situație?
Ce aș fi făcut? Aș fi dat în anul următor din nou. Pentru că îmi doream foarte mult să intru, aveam destul de multe exemple în jurul meu care au intrat a doua oară sau chiar a treia oară și da, a fost o bucurie extraordinară. Ați mai fost împreună cu cineva, vreun prieten care să fie de față acolo să împărtășiți bucuria? Nu, am fost singur. Am fost singur. Cu atât mai greu. Am fost singur și când m-am întors în piață era verișoara mea și n-am mai vândut nimic și am plecat acasă. Evident, să sărbătoriți, da, ceea ce exact. E și normal. Pe soție unde ați cunoscut-o? Și la ce vârstă? Păi, pe soția mea am cunoscut-o la grădiniță. Noi suntem vecini. Ne despart trei case. Da. Ne despart trei case, ne cunoaștem de la grădiniță. O relație așa prietenoasă între noi de atunci o avem. A fost o simpatie reciprocă. Și ea s-a concretizat așa într-o prietenie în adevăratul sens al cuvântului, cred că pe clasa 11-a, undeva în 1996. Unde ați studiat la liceu? Eu am studiat la Ion Mihalache la Topoloveni și Carmen, soția mea, studia la pedagogic. Aici la Câmpul Lung. Da, aici la Câmpul Lung. Era distanță. Era distanță, da. Da. Cu atât mai bine, vă vedeați mai cu drag, da, mai da, cu dor. Ne întâlneam de fiecare dată la țară, de fiecare dată și în timpul facultății și lucrurile au fost planificate și acolo. Pentru că am zis, băi, ne căsătorim din momentul în care ieșim pe salariu, altfel nu cred adică că va fi bine. Adică i-ați spus să aștepte, dacă nu va aștepta. Nu, 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 nu i-am spus să aștepte, nu, că era pe salariu. Ia termin pedagogicul, era pe salariu din 1997. Deci avea salariu, da. Dar am zis, băi, trebuie să am și eu un salariu, trebuie să avem două salarii, dacă vrem să facem o treabă serioasă. Și căsătoria a avut loc în 2001, în momentul în care am terminat facultatea. V-ați simțit stăpân pe situație. Da, foarte stăpân pe situație. Nu v-ați gândit că poate nu vă așteaptă să vă găsiți un loc de muncă, să vă așezați la casa dumneavoastră? Poate nu are răbdare. Nu, relația era atât de puternică și principiile pe care le aveam amândoi nu puteau conduce decât către ceea ce se întâmplă astăzi. Cumva aveți o putere de planificare și asupra altora? Păi simțiți? Da, da, sigur că da. Păi dar eu am un principiu, dacă fac un lucru mai prost decât dumneavoastră, mă iau după dumneavoastră. Și se întâmplă uneori, ca în jurul tău, oamenii să facă acele lucruri mai puțin bine decât tine. Și mi se pare un lucru de bun simț să te iei după celălalt. E atât de simplu să nu fii orgolios și să-i spui, da, ideea ta este mult mai faină decât a mea, motiv pentru care o îmbrățișezi. Pentru că tu ai primul de câștigat. E și cum îi determinați pe ceilalți să vă urmeze, în afară de puterea exemplului? Cum îi atrageți să mergeți împreună, să trageți împreună către un proiect sau către o idee? Păi știți care este regula de bază? Încrederea. Încrederea este esențială. Nu numai în cercul meu de prieteni, dar și în jurul meu, acolo unde mi-am desfășurat activitatea, eu zic că transmit încredere și dacă îi spun unui om un lucru, se întâmplă. Băi, e clar, nu mă minte și nu fac lucruri de genul acesta. Și se întâmplă unor să te urmeze oamenii. Dacă n-ai nici interes personal, dacă se știe despre tine că ești un om serios, un om de încredere, un om care nu minți, un om care nu faci jocuri pe sumase, mi-aduc și aminte și lucrul acesta când am intrat și în zona asta a politicii, întrebat de un jurnalist, dom'le, dar știți cum este cu politica asta, cu jocurile? Da, știu cum este. Fiind și profesor de istorie, știu ce se întâmplă. Dar niciodată nu voi fi adeptul acestor jocuri, să spunem așa, pentru că ele te vor conduce așa către o fundătură la un moment dat și din momentul în care se va arunca asupra ta o anatemă și în momentul în care oamenii vor spune despre tine, băi, ăsta nu e un om de încredere, s-a terminat totul. Așa cred eu. Foarte greu să mai recuperează. Absolut. Dacă ați putea să schimbați un eveniment din istorie, de-a lungul timpului, din toată istoria pe care o știți dumneavoastră, care ar fi acela? Hai, asta este o întrebare grea. De ce este o întrebare grea? Pentru că asta se numește o istorie contrafactuală. Ce s-ar întâmpla dacă? Cu siguranță ar fi multe lucruri care mi-ar fi plăcut să se întâmple altfel. Dar dacă m-ați întrebat acum, fără să mă fi gândit înainte, cred că n-ar fi fost bine să se întâmple la 30 decembrie 1947 când comuniștii l-au obligat pe regele Mihai să abdice. Pentru că
Veneam după o perioadă foarte bună în care monarhia a avut o contribuție deosebită la modernizarea României. Știm foarte bine ce a însemnat perioada interbelică, Bucureștiul, micul Paris. Da? Deci era o perioadă când intram așa în Europa. Ne mergea, da? Și nouă bine. Ne mergea foarte, foarte bine din toate punctele de vedere, din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural. Și au venit comuniștii și au distrus totul. Efectiv au distrus totul și asta s-a întâmplat. Nu se putea întâmpla altfel, pentru că în tot estul Europei a fost instaurarea regimului comunist, dar ăla a fost momentul care ne-a dus chiar către o fundătură și după aceea a căzut comunismul în 1989 și lucrul a mers din ce în ce, în ce mai greu. Da? Cred că acolo... Și un alt lucru, cred că revenirea la monarhie după 1989, pentru că ce s-a întâmplat pe 30 decembrie 1947 a fost un lucru extrem, extrem de grav, pentru că eram monarhie de la 1866, avem o tradiție puternică și au venit comuniștii și ne-au impus o altă formă de guvernământ, Republica. Practic, poporul român înapoi, n-a fost sub nicio formă consultat și ceea ce a fost cel mai grav a fost că după 1989 a mers tot pe Republică, nu ca formă de guvernământ, poporul român n-a fost întrebat. Mergem într-o eroare sau mergem pe tradiție și pe ceea ce eram o monarhie? N-a fost întrebat. Noi trăim într-o eroare astăzi din punct de vedere al formei de guvernământ, pentru că românii nu au fost întrebați după 1989. Vrei republică sau vrei monarhie? Asta a fost situația. Cum vedeți acum electoratul? Și din postura de politician, dar și de istoric. În primul rând, văd un lucru, că oamenii nu au răbdare. Nu au răbdare. Nu au răbdare, cred, foarte multe lucruri care apar pe diverse canale media, nu mai au acea răbdare să-și pună întrebarea, este așa sau nu este așa? Adică nu mai există răbdarea în care tu să digeri informația, să treci prin filtrul gândirii tale acea informație, să spui întrebarea, măi, este așa sau nu este așa? Da? Pentru că, din păcate, trăim o societate, într-o societate în care manipularea a ajuns la un nivel de neimaginat și atunci noi avem datoria de a ne pune întrebări. De a ne pune întrebări. Și de a găsi adevărul. Să fim convinși că este adevărul. Da, și... Nu să ne mulțumim cu ce ni se spune. Eu iarăși mai am așa o idee că liderii politici ar trebui nu să se comporte într-un anumit fel. Ei ar trebui să devină modele. Ei ar trebui, era o expresie în istorie, să ridici poporul din noroi. Nu să te comporți ca el. Prin ceea ce spui, prin ceea ce faci, tu trebuie să reprezinți un model. Pentru că dacă nu vei reprezenta un model, evident că în zona politicii vor ajunge foarte mulți oameni sub mediocru. Da? Deci nu se vor duce oameni pregătiți. Pentru că dacă un om care este lipsit de pregătire ajunge într-o funcție importantă, ce vor spune elevii? Dar de ce să mai învăț, domnule? Ia uite ce rezultate a avut X și a ajuns nu știu ce. De ce să mai învăț? Eu sunt fer convins că trebuie să existe, să spunem așa, o similitudine, o proporționalitate între nivelul tău de pregătire și nivelul funcției. Pentru că dacă tu nu ai o pregătire solidă, da, ce să cauți în anumite funcții? Da? Dar sunt foarte mulți care spun, da, domnule, e o provocare pentru mine. Este o provocare, da? În primul rând, salariul. E un light motiv ăsta, știți? E o provocare. Ce provocare, domnule, dacă tu până acum n-ai făcut nimic și n-ai livrat nimic pentru societate? Ce înseamnă asta o provocare? Da? Ceva de genul, mă bag și eu. Da, domnule, ce contează? Vedem noi, ne descurcăm noi. De asta se întâmplă ce se întâmplă. Și de asta vedem în zona asta a politicii foarte mulți oameni care, domnule, n-au făcut nimic în zona lor de profesie. Nu, pentru că, repet, ceea ce am spus mai devreme, sunt sigură că m-ați auzit, mulți dintre cei care sunt acolo sunt pentru funcția în sine, pentru banii, remunerația, da, pentru funcția pe care o dețin și pentru, cred eu, câștigurile ulterioare. Pentru că știm că există evident. Și asta. Sunt foarte mulți care gândesc în felul, domne, acum e, dacă nu fac acum, ăsta e momentul. Da. Da, și mai e iarăși un lucru pe care eu l-am tot repetat. Domne, de ce țin foarte mulți de scaun? Da? De ce țin? Păi, explicația este foarte simplă. La ce să se întoarcă? Păi n-au la ce să se întoarcă și sunt multe exemple. La ce să te întorci dacă tu până atunci n-ai făcut nimic într-un mod serios și n-ai făcut-o cu drag? Evident că ești preocupat acolo, te simți Dumnezeu acolo, ești extraordinar, vai de mine, unde am ajuns?
Și evident că după aceea apar problemele și deciziile pe care tu le iei. Și această alergătură spre a te menține. Sigur că da, ați prin orice mijloace. O provocare intrarea în politică, pentru că tot vorbeați de provocări. Nu, n-am simțit-o ca pe o provocare. A fost un moment pe care nu l-am gândit și nu l-am planificat în niciun fel. Cred că printre puținele lucruri neplanificate. Nu l-am planificat, adică n-a fost ceva gândit. Mi-aduc aminte că mi s-a propus treaba asta de a intra în politică și de a candida la primăria Câmpul Lung după... în decembrie 2019, fără să discut, fără să existe, eu știu ce, planuri subterane, da, și toată lumea... În cât timp ați spus da? Cred că a fost o lună de zile. Cred că a fost o lună de zile. Și ce ați cântărit de zile. În acest timp? Păi primul lucru la care m-am gândit a fost acela dacă pot să fac ceva. Dacă pot să fac ceva pentru oameni, că dacă nu pot, mă fac de râs. Și dacă mă fac de râs, plec acasă. E simplu. Adică atunci când simt că mă fac de râs și simți lucrul ăsta din partea oamenilor, eu plec acasă. Adică... Din punct de vedere al cerințelor venite de la cetățenii care v-au votat, locuitorii din Câmpul Lung, chiar dacă nu v-au votat, sunt foarte multe de rezolvat. Dar absolut. Dumneavoastră, ce v-ați propus? În momentul în care ați pornit pe acest drum, așa cum ați spus, ce puteți să faceți? Cu ce gând ați plecat? Păi, evident că să fac tot ceea ce ține de mine și ce pot eu să fac mai bine din postura pe care o am. Să determin în rândul cetățenilor acea mulțumire. Da, domnule, uite că este mai bine. Adică se pot întâmpla și lucruri, și lucruri frumoase și să redai acea speranță, pentru că suntem cu nivelul ăsta de speranță foarte jos și la fel de neîncredere, e ceva fantastic. Și dacă reușești să determini în mintea cetățeanului ideea aceasta că, da, uite că se poate și sunt oameni care pot mișca lucrurile, cred că este un lucru extraordinar. Cum credeți că vă văd oamenii? Obișnuiți ca după program, după ce terminați munca la birou, ca politician, eu știu că... Ce vreți noastră să considerați că sunteți acolo în birou? Oamenii vă văd acolo și au așteptări. Cum credeți că vă văd pe stradă când vă întâlniți? Păi, care credeți că este părerea lor despre... Cred că mă văd ca pe un om normal. Viceprimarul. Cred că mă văd ca pe un om normal și cred că mă văd ca pe un om care se implică și dau tot ce pot ca să fie mai bine pentru Câmpul Lung. Evident că lucrurile nu se pot schimba peste noapte, dar, repet, dacă reușesc să determin în mintea cetățeanului acea idee, da, domnule, e bine, se poate, mai bine, cred că ți-ai atins un obiectiv. Cred că mă văd ca pe un om normal și nu fac lucruri, eu știu, care să iasă din normalitate, chiar și atunci când sunt într-un anumit grup, îmi văd de treaba mea, nu am o preocupare așa de a... E și în evidență de a spune lucruri extraordinare astfel încât să fii remarcat și așa o să rămân în continuare. Dacă ați putea schimba ceva la dumneavoastră, ce anume ați schimba? Da, e o întrebare grea. Ce a schimba? Chiar nu știu ce a schimba. Nu știu ce a schimba. Poate chestiunea asta de care discutam un pic mai devreme și pe care ați surprins-o și dumneavoastră, să nu mai crezi atât de mult chiar în toți oamenii, să fie și aici poate o selecție, să fie și aici poate o selecție, pentru că au fost și dezamăgiri, evident, au fost și dezamăgiri, și cea mai mare dezamăgire este din partea acelui om pe care l-ai creditat cu încredere. Da, aș mai schimba la mine ceva, nu știu, probabil și chestia una asta, dai așa o notă de prea serios, prea rigid uneori, mă cunosc foarte bine și știu lucrurile astea, probabil le-a schimbat, dar dacă tu ești ca om așa, asta este. Important este ce mesaj transmiți și ceea ce vrei să faci. Și vreau să fac lucruri bune și lucruri frumoase. Vă considerați un om bun? Da, asta da, mă consider un om bun, adică... Sufletist vorbesc, da, un om da, bun. Da, nu... da, da, și mă simt extraordinar atunci când pot să fac ceva bun pentru oameni, pentru apropiați, mă simt extraordinar.
extraordinar mă simt și s-au întâmplat, au fost multe momente în care am greșit față de colegii mei, față de apropiații mei și am avut capacitatea și am în continuare de a-mi cere scuze față de oamenii respectivi. Și e foarte important să recunoști lucrul ăsta. Și dacă nu aș face așa, n-aș fi împăcat cu mine. Adică, sincer, n-aș putea să dorm noaptea. Ați vorbit de implicare de-a lungul timpului. În general, fugiți sau nu de responsabilități? Chiar dacă nu vă sunt atribuite în mod direct. Păi nu fug de responsabilitate. Dar dacă nu este responsabilitatea mea, o spun foarte simplu, că nu e a mea. Dacă am un anumit proiect și a eșuat, da, îl spun, a eșuat și nu l-am gestionat cum trebuie. Asta este. Vedem ce facem ca proiectul următor să nu mai eșueze. Dar niciodată nu voi face să dau vina pe altcineva. Absolut niciodată. Este cel mai simplu. Să arunci vina de partea cealaltă. Să spui că nu din cauza ta. Este cea mai la îndemână metodă. Dar nu întotdeauna ține. Nu întotdeauna ține și... Da, omul te simte și oamenii te văd dacă faci lucrurile astea. Cum vă vedeți pe termen lung și cum vedeți și orașul în care locuiți acum pe termen lung? Nu știu, să zic peste 10 ani, pe termen lung. Orașul se va dezvolta. Orașul se va dezvolta și sunt convins că această dezvoltare, acestei dezvoltări i s-au pus bazele și în urma alegerilor din 2020. Eu consider că trebuie să existe un anumit context care să stea la baza dezvoltării și anume să fii clar bine intenționat, să fii un om corect, să fii un om care să nu poți fi șantajat, să fii un om care să nu fii prizonier al anumitor grupuri de interese, da? Și cred că astea sunt, să fii un om care să colaborezi, să fii un om care să nu crezi că ceea ce spui tu este o judecată universală, să fii un om care să-i determini pe cei din jurul tău să muncească, să ai acea capacitate, acele capabilități necesare pentru a-i determina pe oameni să muncească. Și evident că, nu știm foarte bine, dezvoltarea este strâns legată de tot ceea ce vedem astăzi, fonduri europene, PNRR, și așa mai departe. Trebuie să profităm. Trebuie Dar să pentru profităm. Asta trebuie oameni pregătiți, așa cum ați spus. Absolut. Nu se poate altfel. Ce meserie credeți că nu vi se va potrivi niciodată? N-ați putea să faceți ceva anume? Hai de mine, da, asta chiar nu m-am gândit ce n-aș putea face. Ce meserie nu vi s-ar potrivi? E o întrebare grea, pentru că chiar mă gândeam la un moment, dar ce aș face dacă n-aș mai fi profesor, până să intru în politică, să fiu consilier local și după aceea viceprimar. Aș face foarte multe lucruri. Aș face foarte multe lucruri. Nu m-am gândit ce n-aș putea face, ci m-am gândit ce aș putea face. Spre exemplu, am avut o lungă perioadă de timp, nu numai în studenție, dar și în perioada vacanțelor de vară, când am muncit foarte mult în Germania. Am avut acolo o bursă în timpul doctoratului, inclusiv în perioada aia am muncit. În ce domeniu? Ați muncit ca ce? Am muncit la lopate și la roabă. Da, am muncit în construcție. Aveam un prieten acolo care avea o firmă de construcții și aproape în fiecare vară, aproape, cred că 9 ani, 10 ani la rând, am mers acolo la muncă. Se terminau cursurile și zburam la Köln, stăteam 2-3 luni și mă întorceam. Aș putea să fac foarte multe lucruri. Ce nu mi-ar plăcea? Nu știu ce n-aș putea face, nu știu, chiar nu-mi vine în minte acum o meserie. Dacă îmi dați dumneavoastră așa o... Nu știu, vă las dumneavoastră să decideți. Nu știu, nu m-am gândit ce n-aș putea face. Întotdeauna mă gândesc ce pot să fac. Ce pot să fac și sunt multe lucruri pe care pot să le fac. Spre exemplu, aș fi un foarte bun electrician. Da? Da, îmi place. Da, îmi place să-mi repar singur pe acasă prizele, să schimb prizele sau problemele care apar. Sunt un om, zic eu, priceput. Și îmi place mult să lucrez pe acasă, să-mi fac multe lucruri singur. Timpul s-a scurs și mai sunt multe întrebări. De aici deja mi încolțește o altă idee, ce hobby-uri aveți și ce. Sunt foarte multe. Sper că veți mai găsi timp să veniți la noi. Sunt multe lucruri, da. Spre exemplu, îmi place să joc tenis de câmp. Și asta... Aveți timp și pentru asta? Se mai întâmplă, da. Se mai întâmplă să ajungeți. Dar... Ați practicat vreun sport? Am practicat mai multe. Fotbal, tenis de masă, volei și mai nou tenis de câmp. Iată, foarte multe putem afla despre dumneavoastră.
despre profesorul Nicolae Zaharia. Vă mulțumesc din suflet că ați fost aici. Poate reușim să ne mai întâlnim într-o zi, pentru că discuția pentru mine a fost foarte plăcută și am descoperit lucruri interesante. Mulțumesc pentru invitație. Dincolo și de această siguranță. Seriozitate pe care o afișați, iată un om normal. La început a fost planificată seriozitatea asta și a devenit așa parte a personalității un stil de viață. Mele. Da, da. Un sfat pentru încheierea emisiunii, pentru Câmpul Ungeni, pentru elevii dumneavoastră, pentru că încă mai sunteți profesor, ați spus. Eu întotdeauna le spun elevilor să fie oameni serioși, să fie oameni care să radieze în jurul lor încredere. Este extraordinar să îți desfășori activitatea și să știi că tu ești perceput ca un om de încredere. Este un lucru extraordinar și eu am această mulțumire și niciodată n-aș putea să fiu altfel. Iar pentru Câmpul Ungeni în general? Pentru că sunteți la conducerea orașului. Da, Câmpul Ungenilor le spun că lucrurile se vor mișca. Le spun, așa cum am spus-o și în campanie electorală, că nu se vor mișca repede. Da? Și cu puțină răbdare vom intra pe făgașul normal. Unele lucruri se întâmplă, unele nu se văd, ele se întâmplă. Se vor vedea poate în timp. Dar proiectele mari nu se pot întâmpla dintr-o dată. Nu se pot întâmpla. Sunt lucruri de durată, sunt lucruri care, unele dintre ele, nu depind numai de administrația locală, adică dacă vrei să faci un proiect de amploare, nu depinde numai de tine. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. O seară excelentă vă doresc, la fel și telespectatorilor noștri. Ne revedem data viitoare, pe curând.